Probări care de ca atât Stelian cât și Raul au ceva de împărțit cu el și le aruncă în țepături. Te auzeam iar vorbind despre autenticitate și despre teatru. Vrei să-mi spui ceva? Nu, e ce ai cu... Sigur? Nu, dacă s-a lăsat în pace, nu mă întreabă cu nimeni. Dacă s-a deranjat, mă schimb și eu. Eram la masă acolo. Unde? Mâncam și spuneai, dar n-am mai intrat în detalii. Am ieșit afară, că mă luase nervii. Păi nu, glumii, cum făceam cu Raul, băieți. Da, dar nu mi-am aminte să fi intrat într-un context sau să încerc să te atac cu ceva. Cum? Cu ce? Mă atași mereu, dar nu, dacă eu tac din gol, nu înseamnă că nu văd. Eu nu mă joc niciun rol, frate. Păi ce treaba ai cu mine? De ce mă înțepi? Nu încerc să te înțep deloc. Știu, la răspundere pentru ceva ce ai spus. Nu te înțep. Dar nu te întreb direct. N-ai cum să mă trag la răspundere. Păi te întreb direct. Ce vrei să-mi spui? Păi tu ce vrei să spui? Nu acum se referă că îl înțepi. În general, așa. În general, nu. Nu acum. Cu ce, Sorin? Au mai fost așa și eu le-am simțit când bați în el. Sau așa, când râzi, când râzi cu Raul în spate, mereu când îți dă materiale cu mine, când mai râși azi. Eu dacă tac, nu înseamnă că eu nu... Era lângă tine, n-am încercat deloc. Asta am înțeleg, deși am încercat, n-am încercat deloc să te înțep. Și când m-am dus... Și când știi m-am cum dus... e vorba aia? Când care latră, nu mușc. Pe fundul acestor tensiuni, Robert avea niște reclamații și la adresa lui Raul. Te rog eu mult, nu mai fă gestul ăsta, că e foarte stresant, frate. Nu mai fă, nu știu, mă enervează, ți-am mai zis în live. Nu mai fă gesturi de astea, așa, că e enervant. Și în live ți-a mai făcut? Păi, te faci acum, e foarte enervant, așa, nu știu, te ating așa cineva. Ce e atât de enervant? Păi dacă zice un om, zic doi, nu mai fă gesturi de astea, că e enervant, e stresant. E. Să mai înțelegi și vorbim dracu cu o dată, pe ce vrei să nu am amende, mă uit așa la tine și îți fac și eu așa și îți dau din cap așa, ce dracu să înțelegem? Păi parcă ești copil. Că nu-s copil dacă îmi zic și nu înțelege. De ce să schimb subiectul? Nu mai fă gestul ăsta așa. E gata, schimbă subiectul, că mă enervez. Păi nu mai fă gestul ăsta. Gata, că mă duc și ți-aduc și un tampon. Tu, nu mai fă gestul ăsta așa. Gata că mă enervez. Nu mai fă gesturi de astea. Foamne, dacă mai faci vreodată vreun gest cu mine, dacă nu... Că deja mă enervez și nu-i bine. Deci tu de azi înainte tu nu mai ai glumit cu mine și gesturi. Bun. Bun. S-a dus în lață, bun, deci tu nu mai ai glumit și gesturi cu mine, gata. Așa, nu mai atinge așa, că e stresant, e nervant. Gata, nu mai ai gesturi cu mine. Tensiuni în casa mireasa. Raul! Bă! Ce-ați mai căra chef? Te-a supărat, Robert? Râzi tu, râzi, dar dacă mai faci tu gesturi de alea cu mine, îți vezi ce bombă în gură îți bag dacă mai faci tu gesturi de alea, să vii tu să-mi dai mie în gură. Să vezi tu, îți arăt eu ții de acum gesturi. Ca nici să nu aici, nici afară, nu, nici să nu te mai super, ca să nu te mai super tu pe mine. Ce vorbești tu? Ai ca să știi tu de la mine, să nu mai vii tu în viața ta să-mi arăți tu mic cu degetul în față. Îți arăt eu ții de acum acolo. Nici aici, nici afară, nici în altă viață, nici te mai lași 10 ori. Vădu-te de aici, ăre. Nu du-mi direct. Lasă-mă, dar vine eu de astea să-mi dă micul așa, că se supără el pe mine, că-i fac eu lui un gest. Nu mai fă tu gestul cu mine de acum. Dar nu amenința, frate. Nu amenința, eu i-am spus că dacă mai faci lucrul ăsta, nu amenințat, că eu nu iau amenințare. I-am spus să nu mai fac cu mine. S-a spus să nu mai faci gesturi de astea. Hai bine, eu stau și el râde. Păi bun, și tu de ce mi-ai zis că e? Gata. Gata, bine. Bă, dar tu de ce mi-ai spus lui? Păi dar nu... I-am zis de atâtea ori, dar eu nu m-am supărat. Nu vin și te atingă la tine, e foarte nervant să mă atingi așa, e foarte nervant. Ok, și pe mine mă enervează gesturile. Și mă atingi și dai așa cu capul și să înțelegi că vorbim cu o dată. Dar înțepăturile au continuat și în timpul emisiei mireasa direct din culise. Am auzit că cineva din casă l-ar fi supărat pe Robert. Așa e, Robert? Da, nu neapărat că m-am supărat, doar că sunt unele înțepătorești care se aruncă și nu... Cine e băiatul ăla care te înțeapă? Păi, depinde, la care vă referiți. Că... Sunt mai mult? Aseară sau în dimineața asta? Aoleu, te-au înțepat și aseară și dimineața? Nu au nici discuții, de exemplu, aseară cu Stelian, dar nu... Stelian, ce mai bine evităm de acum, dacă nu... Fără să mai dăm curs la... Să înțeleg că aseară te-ai înțepat cu Raul și de dimineața cu Stelian? Nu, dimineața m-am certat puțin cu Raul și aseară... Dar pe la ce bazat? Păi, e stresant uneori, nu știu, face niște gesturi care mă stresează. Și am spus și ieri în live să mai fac acel gest și l-a făcut iar și... Nu ieri, m-a amenințat azi. În fine, nu. Te-a amenințat? Da, da, da. În ce sens? Ce ți-a spus? Că îmi dă una, că nu știu, dar nu există așa ceva. Acum, da. M-a amenințat. Nu, Raul, așa face? L-ai amenințat pe Robert? Doamne, doamne, doamne. Câteodată am pețat că sunt în casa fetelor, nu... Da, nu,
i-am făcut din greșeală așa și a început să agite. Și am zis, ok, nu ne mai facem gesturi, dar eu când mai dansez, gesticulează cu degete, ca să nu spun degetul de mijloc. Și am spus că de azi înainte nu mai facem gesturi de astea, ca să nu mai fii, că dacă mai facem de astea ne supărăm. Tot. Înțeleg că de la glume... Suntem filmați. Ca să nu, da, să nu mai facem că e mai bine. Să nu mai facem că e mai bine. Și nu eu azi mi-a zis, ieri mi-a zis. S-a văzut cu camere. Mi-a zis. Da. S-a văzut. Și cu Sterian? Sterianu și tot pulsează pe ideea asta cu plânsul în repetate moduri. Da, și Raul îți sare în apărare. Zi și asta că îți sare în apărare, Raul. Da, nu zic că nu poate numea apărarea, dar nu am nevoie de apărarea lui, în primul rând. Nu știu, el încearcă să fie prieten cu toată lumea, dar mereu când zici, când bârfești cineva, vine la noi, vezi că am spus asta, adică să fie mai asumat. Și cu Sterianu, nu știu, tot pulsează pe ideea asta că am plâns, că... Încearcă tot așa să nu dea înțepături. A zis aseară că eu nu știu să vorbesc cu oamenii, că chestii de astea care nu... Dar nu... Eu mă bucur că stănesc invidii în casă, chiar... Crezi că ei se poartă așa cu tine doar pentru că sunt invidioși? Categoric. Însă unele lucruri nu erau prea clare pentru Raul. N-am înțeles faza aia cu bârfa și cu asumarea, n-am înțeles-o, da? E ok, poate eu o să explicăm în live mai bine. Mai multe cazuri și când vorbești cu băieții și tot vii la mine și te scuzi. Bă, care ai zis-o? Băi, dar nu mă scuză, eu ți-am zis că o să, dacă o să păi se dea... Păi dă mai urea ce faci tu. Băi, omule, ascultă-mă. Ai zis sau asumă-ți? Trebuie să fii cu sânge păi instalat. Păi da, și odată ce vin și îți spun. Ok. Nu-ți asumare, odată ce vin și îți spun. Să se pune și ăsta acum. Nu, dacă îți spun, ui, vezi că s-ar putea dacă se dă mâini ceva, da. Am scăpat un cuvânt sau te-am trebuie să vii ca și cum te scuzi. Dar nu mă scuz, că nu ți-am spus cu Robert, îmi cer scuzi. Am venit la tine și ți-am spus cu Robert, îmi cer scuzi? Nu, nu cred că ți-am spus. Că, dai, că nu asta ai vrut tu să spui. Ceva gen că... Cum ai vrut aceași cutez și ai venit la mine că de fapt eu n-am vrut să spun asta, că s-a înțeles greșit. Păi da, s-a înțeles greșit. Asta a fost. Dacă îți dai seama de uneori de ce ai scos pe gură, nu înseamnă de acum trebuie să te scuzi. Dar nu m-am scuzat, eu nu cred că am venit și am spus să-mi cer scuzi, Robert. Eu nu ți-am spus, am spus doar vezi, dacă se dă, ți-am zis aia, atât. Nu... Păi ce trebuie să-mi zici? Eu cred că e mai nasol dacă auzi acolo decât să auzi înainte. Dar nu mă interesează, eu vreau să vorbesc cu tine. Motiv pentru care să fiu gelos pe tine există cumva? Vorbești. Da. Nu știi, da, efectiv. Azi, iar îl jignești, și ca aseară. Susțin niște afirmații fără sens. De ce n-ai spus pur și simplu că de unde a plecat treaba asta? Și că stârnești tu invidie și gelozie? Puiule, sunt mai mare decât sentimentul ăsta. Asta e o emoție care te caracterizează pe tine. Și dacă n-ai nevoie de apărarea mea când mă mai bag din, tu taci din gură, nu te băga, că nu-i treaba ta. Nu, după ce ți-ai apărarea, stai și mor mai după. Stai liniște, frăților mei, că nu-i nimeni invidios pe tine. Ai fi ultima persoană în casa ta pe care aș fi invidios. Zi, bă, Robert, până la urmă. Despre mine te ține să vorbești, dar cu mine nu te ține, este? Nu, nimic, adică nu bați. Eu la băieții au putut un bani de... Patetic. Slab. 15-13, ceva genul, dacă... Weak. Da, ce s-a întâmplat? Te-ai supărat că te pungea cu un deget sau ce făcea? Nu știu, vine la mine și în live, alalt ieri am spus, vine și tot, bam, mișcă omul, bam, face așa, bam, bag deși în urechi, e foarte nervant. Am băgat ți degetul în urechi. Doamne, nu stați un pic, că deja exagerat, am băgat ți degetul în urechi. Nu zic de... Când ți-a făcut așa a fost că vine doamna să mă acum, întrebare, fratele meu. Bine știi, fii mai calm. Dar Simona, eu nu înțeleg o chestie. Ce nu înțelegi? Deci el că s-a exprimat și la Ionela că el e băițaș, că umblă cu băieții, că e golan, că... Tu na, înțelegi tot pur așa, bun, bun, bun. Cum poți tu să te... să spui că ești golan, când te duci și mă sifonezi, mă brăduci în românești și spui tu mic că te-am amenințat. Bă, băiatul, tu ești sănătos. Și-am sifonat, omul, erau oameni. Te duci și la cameră, ai ceva de discutat, vii și discuți cu mine, nu spui doamna Raul. Tu nu știi cuvintele de menționat, Raul. Ce înseamnă a sifonat? Amenințarea știi ce este? Ce este amenințarea? Amenințarea este când ai spus tu că răstor Berceniu. Da. Înțelegea este amenințare, frate, eu doar te-am atenționat, când vii la mine și ai stipulezi cu degetul. Ai un neuron în capul ăla care se bate așa. Ei, de pe hai să ne jignim, da. Vă rog. Bun, dacă tot vorbim de jignire, de ce te ceri cu Tes? De ce te ceri cu mine? De ce te ceri cu Sterian? Nu spui semne de întrebare? Adică, nu știu. Tes e aici, nu mă băgați. Așa.
Nu, în ultimul timp se ceartă cu toată lumea, de ce? Da, care toată lumea? Trei persoane, mă, deci. Și cu ea nu m-am certat, doar am răspuns unor atacuri. Doar cu tine și cu Stelian întreabă. Nu există să ai ceva cu mine, Robert. Ok, pe cine ai tu treabă? Ai văzut că atunci te-am minunat când ai venit la mine. Nu, nu ești în stare să dai un motiv pe așa, ai dreptate. Ai dreptate. Când ai venit în casă, ai zis că nu joci la aparate. Acum cum îți spune Stelian, Gargamel? Sau cum vă alimentați voi pe aici? Deci, ce faci tu la petrecere? Că știi, nu ce, știi ce mă rogi mereu să spun știi acolo? Ce, știi ce place? Știi ce place? La tine îmi place că din cățeluș ai devenit leu. Cum de ce mă rogi mereu să spun acolo în parc fără să vadă lume? Întrebare. Gata. Atunci nu mai eram băiat rău. Asta e nasoală dacă se întâmplă rău. Nu se întâmplă asta. Tu știi că tu ești subtratat și e o chestie... Da, eu nu am voie să beau. Știi că ești filmat, nu? Știi că asta e prăduială, nu? Și te-am refuzat de iartă ori. Stai, ce înseamnă prăduială? Adică că te-a dat acum... Ți-i puneți când ai în... Deci, hai, ia, uite-te în ochii mei. Da. Fii cinstit. Da. Te rog. I-ai cerut treaba aia? I-am zis să-mi pun o guriță, da. Dar nu i-am zis să-mi toarne pahar. Și eu tot timpul când cer asta mă duc și întreb, mai întâi întreb la cameră dacă unde? Se poate. Nu, dar eu nu am voie să pun sucul, dar întreb înainte de asta. Păi stai un pic, n-ai voie să... stai că mă iau de tine acum. N-ai voie să consumi alcool și de ce ceri o guriță? De gust. Hai mă. Dar nu beau, eu nu beau. Dar ce faci, miroși? Trecem de la ok, fii atent. Nu, pe bune, nu te juca cu sănătatea ta, unul la mână, doi la mână. A fost urâtă. Chiar dacă s-a întâmplat așa, a fost sub centură, știi? Din punctul meu de vedere, mai urât este că tot încerca să mă împingă mie pioniera pe gât. Așa, da, o fărțior meu. Adică, vezi că nu este un obiect. Este fata din lângă tine. Înțelegi? Am dreptate. Am dreptate, nu te doare de vreo, știu. Fă, dar ești prea agitat, poate se întâmplă ceva. S-a agitat. Băieți. Nu cred. Eu uite la vena ta de la frunte. Stai, știi, la tine. Eu zic să reliniștim. Eu zic să reliniștim. Aveți ceva de împărțit? Nu, dar ce să fac? Aveți ceva de împărțit? Eu ignor, credeți-mă că ignor. Nu pare că ignor. Aici în live trebuie să vorbesc, dacă nu vorbesc, tac. Dar în casă, credeți-mă că ignor. Ne liniștim? Păi, uite că a venit și Cristi acum, l-ați luat de rău die cu prăduială. În fine, asta o să fie ultima ceartă, că eu nu am venit aici să mă cer. E așa cel mai corect. Salut, salut și gata. Nu, nici salut, salut, eu nu mă salut. Ca să mă duc cuvântul ăla. Prăduitorii, da, bravo.